Eu am zis la frate, mă, eu am zis la frate,
Doamne, fă ca viața mea să slăbească slava ta. Ajută-ne, Doamne. Pune, Doamne, dragoste. Pune, Doamne, dragostea. Pune-o în inima mea. Amen. Dumnezeu să pună dragostea lui în inimile noastre. Amen. De fapt, Dumnezeu este dragoste. Amen. Și dorim să înaintăm cu El. Ajută-ne, Doamne. Biruința ne vine de la Dumnezeu. Nimic și chiar nimic fără Dumnezeu. Totul prin El. Doamne, ajută-ne. Doamne, pe care viața mea să slăbească slava ta. Mă conduc după ascultare. Oh,
Marisa Fia não é bom. Baixa seu nome. Em sala já se me amorbi do homo, se me amorbi do homo. Marisa Fia não é bom. Noi nu vă cunoștem, suntem pentru prima dată în locul acesta. Dar cel ce ne cunoaște pe toți este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Cel ce cunoaște tainile inimii este prezent în locul acesta. Numele Lui este Iisus Hristos. Aleluia. De El nu ne putem ascunde niciodată cu nimic, pentru că ochii Lui sunt ca bara focului. Lăudați să fie numele Domnului. El ne cunoaște și de aproape și de departe. Și spune psalmistul că ești de departe tu înveți gândul, cugetul, slăbiți să fie numele Domnului. Psalmistul spune că știi când stau jos și când mă scot. Și de departe îmi pătrunzi gândul, slăbiți să fie numele Domnului. Cine este acesta? Domnul Iisus, lăudat să fie numele Domnului. Cel ce în seara aceasta este prezent aici și tu, din locul acesta, chiar și eu, nu suntem la voia întâmplării. Seara aceasta a fost pregătită de Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Pentru că Dumnezeu are de lucru în seara aceasta. Hai să lăsăm inimile noastre slobede. Să nu ne deranjeze copiii. Lăsați copiii în voia lor. Pentru că Dumnezeu a spus: lăsați copilașii să vină la mine. Noi suntem învățați cu copiii, slăviți să fie numele Domnului. Pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu cu 13 copii. Și 16 nepoți. O familie numeroasă, slăviți să fie numele Domnului. Vin copiii la mine, cu toți mă joc, îi aștept, mă joc cu ei o bucată, 5 minute, 10 minute, și după aia spun la fetele mele sau robeți, așa o bucurie mi-a să bucur ați venit, dar așa o bucurie mai mare îmi face dacă plecați cu ei. Într-adevăr, sunt gălăgioși. Sunt gălăgioși, dar noi iubim copiii noștri. Și cei ce au nepoți, puteți să confirmați lucrul acesta, că mai plăcuți sunt nepoții ca copii. E așa sau nu e așa? Și dacă nu-i văd, parcă se lucru ceva din inima mea așa. Abia aștept să-i văd. Slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze tot poporul din locul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze copiii voștri, nepoții voștri. Amen. Și tot neamul românesc. Amin? Amen. Dumnezeu nu face deosebire. Deosebire fac oameni. Dar Dumnezeu, dacă ar fi făcut deosebire, noi toți din locul acesta nu eram aici. Fratele Nică a fost în Africa. Nu este timp să povestească el acum. Copii, dacă îi vezi printre pateți, nu poți să-i vezi lângă tine. Și vreau să vă spun că ca unii ca ei vom fi împărăția lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Pentru că nu carnea și sângele va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu. Trupul acesta din țărână este venit și în țărână se va întoarce. Noi vom fi transformați. Cum? O știe Tatăl din cer. Cuvântul lui Dumnezeu spune că la clipeala ochiului vom fi transformați. Vom fi schimbați. Știe cineva din locul acesta cum? Știe careva cum vom fi transformați? La clipeala de ochi. La clipeala ochiului, dar cum vom fi transformați? În ce trupuri vom fi? Slavă. Un trup de slavă, slăvit să fie numele Domnului. Dacă e trup de slavă, haideți să dăm slavă celui ce ne iubește, lăudați să fie numele Domnului. Amen. Și să stăm la îndemâna lui Dumnezeu. Aleluia. Că ori vrei, ori nu vrei, vine întâlnirea cu Dumnezeu. Și atunci este o cântare: Doamne, cum am lucrat în via Ta? Cum? Așa, Doamne, vorbește. Și vom da socoteală. Vorbește, Doamne. Cuvântul lui Dumnezeu te spune că judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Nu trebuie să ne păzim de oameni. Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Să trăim cu cât ne dă Dumnezeu. Să umblăm în dreptate, în apropiere de Dumnezeu, că binecuvântarea este la Domnul. Slăviți să fie numele Domnului.
Dumnezeu poate să binecuvânteze puținul tău. Crezi lucrul acesta? Lăudat să fie numele Domnului. Doar nu numai să credem. Pentru că viața noastră nu e aici pe pământ. Adevărata viață este dincolo de mormânt. Amin? Adevărata noastră viață este dincolo de mormânt. Acolo este veșnicia. Acolo ne-am pornit, nu-i așa? Doamne, ajută-ne să ajungem acolo cu toți. Slăviți să fie numele Domnului. Tatăl meu a plecat acasă în septembrie anul trecut, la vârsta de 85 de ani. A slujit Domnului aproape 40 de ani ca lucrător, ca păstor, proroc al lui Dumnezeu și s-a văzut o diferență mare. Am participat și m-a avut ocazia, nu am participat, să văd și alții cum pleacă acasă. Dar nu că-i tatăl meu, dar eu am fost acolo. Am fost la căpătâiul lui. Și cu 4 ore înainte de a pleca acasă, a spus, dați-vă la o parte. Eram în jurul patului lui. A spus, dați-vă la o parte, că vin îngeri. Slăviți să fie numele Domnului. Dați-vă la o parte, că vin îngeri. Și noi, da, ne-am dat într-o parte. Spune, așa, faceți în loc, că vine îngeri. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Suflat el un pic, așa, după aia a spus, că urc un deal. Dar e lung, e mare, e greu, zice, e greu. Urca un deal, el sufla mai greu. După vreo jumătate de oră, zice el, gata, am ajuns. Dar unde ai ajuns, tata? Am ajuns sus, zice. La Dumnezeu. Și cum e acolo? Nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun. Dar cum, dar spune cum e? E o splendoare, e o frumusețe, zice. Atât pot să spun. Și iar mișca buzile așa, râdea, zâmbea, adică cu zâmbetul cu buzii. Când zâmbea, când nu, dar zic, cu cine vorbește acolo? Zice, cu împăratul. Slăviți să fie numele Domnului. Fraților, dincolo de mormânt, acolo e adevărata veșnicie, slăviți să fie numele Domnului. Vreți să ajungem acolo? Hai la pocăință atunci. Pentru că viața noastră nu e aici pe pământ, ci dincolo. Și dacă este dincolo, Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo, slăviți să fie numele Domnului. Haideți să ne lăudăm cu toată adunarea. O cântare, eu mă opresc aici, fratele spunea să dau un îndemn. Ăsta este îndemnul meu. Dumnezeu să mă binecuvânteze. Lăudăm cu toată adunarea o cântare, după care frații cum vor rânduri, să rânduiască pentru lucrarea în seara aceasta, să fie în atenția lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Thank you.
Va fi o seară prelungită. Slăvit să fie numele Domnului. Am spus nu cum programăm noi, ci cum programează El, împăratul slavii. Și când ne stăm călăuziți de Domnul Sfânt. Și de aceea dorim ca fratele Vali Zimbru să vină să ne dea el demnul de rugăciune, care fratele Păstică doar a cântat și a spus că ne lasă în continuare. Frate Domnul să vă binecuvânteze. Veniți și dați-mi demnul de rugăciune. Dă-i putere. Ce tindeam de după ce zici? Ultimul șoc, eu mă bani. Pentru că este o rugăciune motivată. Dar, de fapt, toate rugăciunile înaintea Domnului sunt motivate. Amin. Și dacă în seara aceasta cuvântul Domnului ne-a vorbit la fiecare din locul acesta, cred că, în continuare, puterea Duhului Sfânt să facă dezlegări aici. Amin. Să dea putere. Amin. Pentru că s-a citit în seara aceasta, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care v-a fost dat. În seara aceasta este un har dat de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru ca să facă deslegare, ca să facă unitate frățească, ca să dea putere genunchilor slăbănogiți, celor căzuți, celor fără de putere. În seara aceasta, Duhul Sfânt să atingă inimile noastre. Ce mai spune ceva cuvântul lui Dumnezeu? Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Am vrea în seara aceasta să privim la Cel ce este sfânt, la Cel ce a stat pe cruce răstignit pentru mine și pentru noi toți, ca prin El să avem viață veșnică. În seara aceasta este un motiv binecuvântat de Domnul pentru ca noi în seara aceasta să privim la Cel ce a stat pe cruce, la Cel ce a murit pentru păcatele noastre și suntem liberi în Iisus Hristos ca să-i facem voia Lui. Amintea fratele prin îndemnurile Lui și prin ceea ce Dumnezeu a lucrat. Dacă am fost atenți, unora Dumnezeu ne-a dat șanse, la alții nu ne-a mai dat șanse. În seara aceasta este șansa să te întâlnești cu Mesia! Aleluia! Și dacă suntem în locul acesta și El ne iubește, haideți să intrăm în carul acesta.
aceasta biruințe, în numele lui Iisus Hristos. Și rugăciunea aceasta pe care vrem să o facem, să cerem putere, să cerem pe Duhul Sfânt, că în viața de zi cu zi să putem să mergem spre Canalul Ceresc. Acolo ne așteaptă Iisus Hristos. Știți de ce este nevoie în seara aceasta aici? Este nevoie de putere. Este nevoie să cerem autoritate în numele lui Iisus Hristos. Și atunci când noi ne rugăm, noi putem să proclamăm puterea eliberării dreptul nostru. Pentru că și Duhul Sfânt ne vine în ajutor. Amin. Să fie Iisus Hristos. Amin. Părinte Domnule, ai nevoie. Avem nevoie. Avem nevoie. Avem nevoie. Doamne, toarne Duhul Sfânt peste noi. Amen. Dă-ne putere în rugăciune. Căci prin rugăciune vom învinge orice încercare și orice ispită. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Chiar dacă de multe ori suferința ne apasă, cancerul ne lovește, dar ceea ce este cel mai important, cum amintea frații, pentru că trupul acesta, carnea aceasta, se va scufunda în pământ. Dar ceea ce este important, să fim vindecați de cancerul spiritual și Dumnezeu să atingă inimii seara aceasta. Dumnezeu să dea viață spirituală. Cei ce au căzut, au alunecat, au șansa mântuirii. Pentru că Hristos Domnul este prezent aici și stă cu mâna întinsă. Dacă vrei să te apropii de El, ai viață. Dacă vrei să ai viață, atinge-L pe Iisus Hristos. Amin. Și vei fi vindecat. Amin. Ca femeia cu scurgere de sânge. El este prezent aici. Aleluia. El vrea să facă atingere, vrea să facă vindecare. Dar aceasta depinde de tine. Și poate mai spus eu aici, alegerea ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu depinde de tine. Tu alegi. Tu alegi. Și în seara aceasta este alegerea ta dacă vrei să moștenești cerul. Dacă vrei să ai viață veșnică, încrede-te în Împăratul, în Iisus Hristos, cel ce are viață și poate să-ți dăruiască viață, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta să cerem puterne, să cerem autoritate, ca în rugăciunile noastre să fim dezlegați de planul celui rău. Amin. Și să avem biruință prin Amin. Domnul Iisus Hristos, care ne mântuiește. Amin. Tatăl nostru, de cei noi să venim de tine, să ne lăudăm și să mulțumim. Să fie de la Dumnezeu.